Hello, hello, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem ce ne așteaptă pentru ziua de duminică, 12 septembrie. Pentru ziua de duminică avem Treiul de Cupe, o carte foarte, foarte frumoasă care ne vorbește despre sărbătoare. E posibil să mergeți la un eveniment, la o nuntă, la un botez, la o zi de naștere sau poate pur și simplu ieșiți în oraș cu prietenii, mergeți la un suc sau poate aveți un prânz în familie și se adună toate rudele, vă adunați toți la un loc și sărbătoriți ceva. Poate sărbătoriți un eveniment, marcați un eveniment important în viața voastră sau în viața cuiva apropiat sau poate pur și simplu sărbătoriți faptul că nu v-ați mai văzut de atâta timp și acum în sfârșit sunteți împreună cu oamenii dragi vouă. Pentru cei care nu sunteți siguri dacă vreți să mergeți la nunta, la botezul, la evenimentul, la întâlnirea cu familia care este pregătită pentru mâine, care e planificată pentru mâine, aici vă recomand din tot sufletul să mergeți, să participați, pentru că o să vă simțiți mai bine decât vă puteți imagina. O să fie un eveniment foarte plăcut și vă da așa un moment de respiro foarte binevenit în pregătirea pentru următoarea săptămână. Mare atenție însă, pentru că Treiul de Cupe vine și cu posibilitatea de excese. Excese alimentare, excese cu băutura, stăm prea mult 3 noaptea și a doua zi suntem obosiți, așa că aveți grijă la toate aceste excese și nu cădeți în tentații, pentru că o să aveți de suferit, o să regretați mâine excesele făcute azi. Pentru cei singuri, Treiul de Cupe arată că sunteți foarte carismatici, înconjurați de oameni, aveți o energie foarte plăcută în jurul vostru, foarte pozitivă, foarte optimistă, în care vorbiți mult, flirtați mult, sunteți veseli, sunteți haioși și oamenii efectiv sunt atrași în jurul vostru. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aveți grijă cu Treiul de Cupe. Dacă relația voastră este una sănătoasă și ok, sunteți fericiți, mulțumiți împreună, atunci ziua de duminică aduce pentru voi pur și simplu un moment de socializare împreună cu prietenii, cu familia. Dacă, în schimb, relația voastră știți că scârție, și aici vă rog să fiți foarte onești cu voi înșivă, dacă știți că aveți probleme în relație, Treiul de Cupe deschide așa foarte ușor portița către terțe persoane care să se infiltreze în relația voastră. Acum nu zic neapărat că pentru toți care aveți probleme în relații, mâine soțul sau soția o să vă înșele, nici de cum. Dar e posibil ca o anumită persoană cu care partenerul sau partenera voastră discută în această zi să îl facă sau să o facă să se simtă înțeles, apreciat și cumva se deschide așa ușor portița către lucruri care pot să degenereze în timp într-o relație extramaritală, în lucruri în acestea nasoale la care nici nu vrem să ne gândim. Concluzia, fiți vigilenți, dacă relația voastră merge bine, bucurați-vă complet de energia acestei zile, dar dacă știți că aveți acolo niște mici probleme, încercați proactiv să reparați aceste probleme și nu vă lăsați partenerul să vă scape din ochi. Dacă v-a plăcut interpretarea mea și vreți să vedeți mai multe tarot de tarot, vă invit pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize pentru voi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!